Bine ați venit la Asimetric, la un episod nou-nouț. Eu sunt Adelina Ghirea și mă bucur ca de data aceasta să vă fac cunoștință cu alte câteva doamne deosebite pe care nu le-ați mai întâlnit încă aici la Asimetric și mă bucur foarte tare că sunt alături de mine. Încep din dreapta mea, Denisa, Vio și Paola. Bun venit! Bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că sunteți aici și cred eu că fiecare ocazie de a ne opri puțin și de a purta conversații care contează, care sunt cu semnificație, care poate sunt necesare. Cred că e un timp, reprezintă un timp deosebit și rugăciunea noastră de fiecare dată aici la Asimetric este ca timpul pe care îl petreceți împreună cu noi să fie de un real folos, să fie relevant, să vă încurajeze și să vă provoace, de ce nu, să vă stârnească și să vă motiveze. Conversațiile noastre sunt foarte diferite. Apropo, m-ați întrebat de acum câteva momente de ce asimetric și asta, pentru că fiecare discuție este foarte diferită. Unele sunt mai intense, așa, altele sunt mai tihnite, mai așezate. Dar asta pentru că noi suntem diferite și cred că ce putem aduce fiecare în conversație este de o valoare inestimabilă. E bine, voi trei aveți ceva în comun, aveți mai multe în comun, dar aveți o istorie frumoasă în comun, care se leagă de un proiect, care se leagă de o lucrare, care se numește Parteneria Creativă și vine, evident, este inspirată și bazată pe cartea Lindy Dillow. Dar aș vrea să mă îndrept aici către Vio, pentru că tu ești de vină, ca să spunem așa. Și vreau să ne povestești, Vio, cum a început lucrarea asta, ce este lucrarea asta de fapt, pentru cine nu știe, și cum a început, care e istoria voastră frumoasă? Mulțumesc, Adelina, pentru invitație. Sunt onorată să fiu aici și prin tot ce facem aici vreau să aducem slavă doar Domnului, numele așa Lui să fie înalțat. Așa să fie. Da, într-adevăr, acest studiu pe care cu ajutorul Domnului îl fac a fost ideea lui, planul lui Măreț, despre care eu la început de a începe nu știam, nu mă gândeam la așa ceva. Este de a studia împreună cu mai multe surori, fie fete necăsătorite, femei căsătorite, cuvântul Domnului și din această carte scrisă de Lindy Dillow din Proverbe 31, despre acea femeie înțeleaptă care își zidește casa, care nu o distruge cu însuși mâinile ei. Această lucrare a început în anul 2003. Wow! Da. După o... Avem persoane care se uită la emisiunea asta și nu erau născute în 2003 încă. După o grea încercare a vieții prin care Domnul ne-a îngăduit ca și familie și în special pentru mine ca mamă și 2 ani de zile aproape n-am înțeles de ce trebuie să trec prin acele grele încercări. Doar o idee scurtă vreau să spun. Toate încercările au început de la fiul meu Dan. Avem 2 fete și fiul meu Dan, care la 11 ani și jumătate a plecat de acasă și o lună de zile nimeni n-a știut nimic de el. Nu am știut dacă trăiește, dacă e vândut în altă țară. Deci nimic absolut. După o lună l-au găsit. Asta auzim în filme. După o lună de zile l-au găsit poliția, l-am adus acasă. Încercările au continuat. Ceea ce vreau să spun este că la sfârșitul acelor 2 ani am plecat la noi în Felix, a fost invitată la o conferință cu surorile, unde a vorbit doamna Jill Brisco. A vorbit despre, din cartea Nemia. Întrebarea era mereu, care este viziunea ta? Atunci, la acea întâlnire de 3 zile, la conferința acolo, Dumnezeu pe mine m-a cercetat într-un mod deosebit. Mă simțeam vinovată că nu am lucrat pentru Domnul, pentru că lidera noastră ne spunea, faceți și voi. Dacă pe voi v-a ajutat acest curs și așa și pe mine, fac aici puțin... mă întorc, așa, m-a ajutat enorm de mult. Eu când am făcut acest studiu, scuzați-mi emoțiile, când am făcut naturale și normale. Când am făcut acest studiu la noi în biserică, am văzut cât de mult am greșit ca femeie. Eram crescută, născută în cultul penticostal, dar am greșit foarte mult, pentru că pe vremea mea nu se vorbea nimic despre viața de căsătorie, nimic absolut. Te-ai căsătorit, știi să faci mâncare, ok. Tot ce trebuie. Da, așa. Și
Pe mine m-a ajutat enorm de mult. Pot să spun că a fost începutul creșterii mele spirituale. Ce frumos! Atunci acolo am înțeles ce înseamnă o relație personală cu Dumnezeu. Am auzit atâtea predici despre familie, dar n-am înțeles, de exemplu, ce-i supunerea, ce-i ajutorul personal, ajutorul soțului, scuzați-mă. N-am înțeles să-L pun pe Dumnezeu pe primul loc în viața mea. Ceea ce e relație personală cu Dumnezeu în fiecare zi? Să citești din cuvânt, să te rogi, să încredințezi în mâna Domnului acea zi și mâine cealaltă și tot așa. Și eu am spus mereu că eu nu vreau să fac așa ceva, pentru că sunt de la țară, când te aud zic pe tine cât de frumos vorbești, îi spuneam la lidera noastră, eu zic nu pot să fac, zic eu nu am studii superioare, sunt femeie așa mai simplă, mai nu. Și zic, bă, nu pot să pronunț și astăzi, mai ales când am și emoții, să pronunț unele cuvinte, mi-e greu. Dar 6 ani am spus nu. Dumnezeu a avut un alt plan. După încercarea cu fiul meu și am hotărât atunci la Felix să vreau să lucrez și am spus liderei mele că, uite, zic, chiar vreau să încep și eu un studiu de suror, zic, să văd. Așa simt acum. Și ea bucuroasă, eu bucuroasă, dar s-a întâmplat ceva că după ce am proclamat și am spus că vreau, mi-a venit în mintea mea tot felul de gânduri de frământări. Tu te-ai ales. Tu crezi că o să poți să faci așa ceva? Tu niciodată. Nu te vezi cine ești tu. Pe cealaltă parte, în gândurile mele, mă simțeam vinovată că n-am lucrat și că Dumnezeu de aceea a îngăduit atâtea pentru mine. Și atunci am înțeles, stând și rugându-mă și vorbind cu Domnul, că de fapt, da, într-adevăr, acele grele încercări de 2 ani au fost pentru curățarea vasului inimii mele. Trebuia să fie schimbat, trebuia să fie transformat, ca El să lucreze în vasul, să toarne și să poată lucra cu vasul inimii mele. Așa am hotărât să fac și mai ales că am uitat aici specific ceva, că spunea lidera noastră că să facem ce spune în Tit, în capitolul 2. Și zice, când îmi spunea astea, și vroiam și nu vroiam. Dar până la urmă Domnul a biruit slavă Lui și am început lucrarea aceasta să o fac. Dar când au venit înainte să fac lucrarea și au venit acele frământări în mine, am zis, Doamne, eu vreau să fiu sigură dacă într-adevăr aceste gânduri ale mele să fac sunt din partea Ta, te rog frumos vorbește, te rog. Și am plâns înaintea Domnului și m-am rugat mult și Domnul mi-a vorbit, fie printr-un glas profetic, dar și am pus un semn personal. Am spus așa, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai vorbit prin glas profetic, dar te rog frumos, eu cu tine vreau, eu cu tine. Să rămân eu încredințat așa 100% că da, într-adevăr este de la tine. Iată semnul pe care îl pun înaintea ta. Am să chem la prima întâlnire de grup, fiicele mele 2 și încă 2. În rest, nu știu ce faci, nu știu cum faci, tu să aduci pe cine vrei tu. Pe cine vrei tu, Doamne? Bun. Așa am făcut, fiicele mele și celelalte 2 au mai chemat, au fost 18 la primul grup, dar au rămas până la sfârșit 15. Și tot așa s-au format grupe de la ele. Ele spuneau una la alta, fără ca eu să chem pe nimeni. Aici vreau să fac o paranteză, am făcut un compromis. Și Dumnezeu m-a făcut să-mi fie rușine și mi-am cerut iertare Domnului. La întâlnirile de grupe anuale, că pe parcursul anilor, am început să facem întâlniri anuale la noi în Oradea și a venit câteva tinere din biserica noastră la laudă și închinare și eu ziceam, Doamne, zic, uite fetele astea cât sunt de devotate, zic, dar cum să nu chem eu fetele astea să vină la întâlnirea de grup? Și așa că în al doilea an nu m-am răbdat. În al doilea an când ne-am văzut cu atâta drag și așa, și zic, Doamne, zic, acum eu le chem. Și le-am chemat. Și îmi spune una dintre ele, sora Vio, să nu vă supărați pe noi, dar noi facem parte într-un grup de la o altă soră la noi în biserică. Și a zis că bine, zic, ok, nu mă supăr. Dar m-am supărat pe mine. M-am supărat pe mine și mi-am cerut iertare Domnului. Că... Și totuși, Viola a fost un episod într-adevăr, da. Dar acum câți ani? 18 ani mai târziu? Da. Câte
fete și femei ți-au trecut prin grupuri, prin casă? Câte ai acum? Mai ținut da, rândul? Da. La început nu știam, adică nici nu m-am gândit că de ce să-mi fac eu un caiet în care să scriu grupele, fetele, cum le cheamă, telefoane și așa mai departe. Acum, cu ajutorul Domnului, din 2003, din luna noiembrie, sunt vreo 564 de tinere, fie femei, fie și mai în vârstă, pentru că vreau să menționez aici că la întâlnirile de grup n-au fost doar femei dintr-o anumită categorie. Au fost din toate categoriile, statut social diferit, confesiuni religioase diferite, pe care nu eu l-am invitat. Ele, așa cum am spus, se chema una pe cealaltă și a fost 57 de grupe până acum, 546 de femei. Și vom ajunge și la povestea voastră, pentru că și voi sunteți două dintre acele femei, dar până să mergem un pas mai departe în istoria asta voastră frumoasă și comună, vi ai zis ceva la un moment dat, și anume că în momentul în care te gândeai, ți-a venit o întrebare. Nu vezi tu cine ești tu să te apuci de asta? Și vreau să mutăm discuția un pic în zona practică și personală. Vouă, mi s-a întâmplat vreodată să refuzați pe Dumnezeu, fie cu o responsabilitate, fie cu o lucrare, fie, nu știu, cu orice provocare pe care Dumnezeu poate v-a lansat-o și să ezitați sau chiar să refuzați pentru că nu v-ați văzut capabile și în stare și total nepotrivite. Și ce ați făcut cu situația aia? Da, categoric da, mi s-a întâmplat nu odată, de multe ori. Și uitându-mă în urmă, pot să zic că de fiecare dată când era de fapt o chemare de la Domnul, întotdeauna vine și împotrivirea. Mm-hmm. Și da, chiar am spus că, Doamne, nu pot sau nu chiar mă văd în stare, deci nu găsește pe altcineva, te rog. Uneori direct, îi ziceam, alteori mai indirect, dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, când te lași în mâna Lui lucrată, face lucrări extraordinare. Acum îmi amintesc un exemplu relativ recent, în urmă cu 2 ani. Nu are legătură cu partenera creativă și totuși cu o chemare a Domnului așa într-un mod foarte interesant, ieșit din normal. Când am simțit în inima mea să mă duc să mă rog pentru o femeie la o trecere între ani, eram într-un context și ne rugam acolo împreună în biserică și nu o cunoșteam așa încât să-mi permit să mă duc să mă rog pentru ea și nu m-am dus. Am simțit că mai bine nu. Că dacă e să fie, Dumnezeu va găsi alte variante. Și apoi am văzut cu uimire că la chemarea făcută, cine dorește să-și predea viața în mâna Domnului, știam clar că femeia trebuia, în Duhul, sunt anumite aspecte simțite și pe care Domnul ni le lasă să le simțim și nu s-a dus. Și știam că eu am o vină, pentru că trebuia să mă duc și să mă rog. Și am zis, Doamne, dacă Tu îmi dai o altă ocazie, promit că o să mă duc să vorbesc cu ea. Și la o lună distanță, Dumnezeu, la o înmormântare, am văzut-o, m-a luat cu transpirații și totuși m-am dus să vorbesc cu ea. Și de acolo a început o poveste minunată de ucenicizare, mentorare și Dumnezeu face lucruri minunate. Paula, tu ai experimentat vreodată asemenea situație? Da, cu siguranță. Mă regăsesc și eu în ceea ce a spus și Viorica, în ceea ce a spus și Denisa. Nu numai pe plan spiritual legat de această lucrare, dar și pe parte profesională. Dumnezeu mi-a făcut de-a lungul timpului multe chemări în diferite situații, să încep diferite proiecte, diferite planuri, diferite idei să mi le pun în practică. Tot așa nu mă regăseam în chemarea respectivă pentru că eu de felul meu sunt o persoană introvertă și mă încarc în spatele cortinei, în solitudine, în locuri ascunse. Și ca adăugare la persoanele introverte, da, noi și procesăm foarte mult și exact, ne punem o grămadă de întrebări. Și când nu este nimica de întrebat, noi tot mai întrebăm ceva. Exact.
Exact. Și de-a lungul timpului așa am fost. La un moment dat am crezut că ceva nu e în regulă cu mine, de ce nu pot și eu să fiu mai deschisă, mai sociabilă? Nu neapărat că nu sunt sociabilă, ci îmi este foarte greu să vorbesc în fața unei audiențe și... Bineînțeles, am temerile mele să nu-mi pierd gândul, să nu-mi pierd ideile, să nu mă bâlbâi, să fiu coerentă, să mă fac înțeleasă în ceea ce am de spus. Și, bineînțeles, cu foarte, foarte mare timiditate am pornit și în partenera creativă în această lucrare. Dar când vorbea Denisa, mi-a venit... în gând o experiență pe care am avut-o în spital când eram deja medic specialist. Aveam un caz problematic, o pacientă care a fost operată de soțul meu, care a evoluat nefavorabil, nu datorită operației, ci datorită statusului pe care îl avea. Și efectiv am zis, Doamne, nu vreau ca persoana asta să se piardă, vreau să îi mai dai zile și m-am rugat pentru ea, la fel cum zicea Denisa că s-a rugat, Dumnezeu a chemat-o să se roage pentru persoana respectivă. Efectiv simțeam o insistență lăuntrică din partea Duhului Sfânt, cum mă cheamă să mă rog pentru persoana asta și m-am rugat în cămăruța mea. A fost foarte bine și foarte ușor să mă rog, dar la un moment dat am avut chemarea aceea lăuntrică, ok, acum e momentul să mergi să te rogi pentru ea acolo, la spital, lângă patul ei, cu soțul ei alături. Soțul ei îi era alături în fiecare zi, erau de altă dominațiune, așa, și bineînțeles, mai erau încă 2-3 în același salon și am zis, Doamne, nu cred că pot să fac asta, nu-mi vine natural, am temerile mele, cum să merg să o încurajez când ea, medical vorbind, era la un pas de moarte, deci omenește și medical trebuia să plece. Și am zis, nu vreau, și am spus că nu vreau câteva zile, bineînțeles gândul acela a persistat. Și la un moment dat am cedat și am zis, da, Doamne, chiar dacă mă simt ca Moise, că n-o să am cuvinte, că n-o să am ce să mă rog pentru ea, că nu mă simt în stare, mă duc în numele Tău și în calitate de medic, dar și în calitate de copil al Tău și mă rog pentru ea. Asta era în urmă cu vreo 7 ani. Și m-am dus și cu foarte mare reverență în relație cu Dumnezeu, pentru că știam că nu... eu pot să fac ceva, ci Duhul Sfânt poate să facă un miracol. I-am spus, am venit să vă vizitez, să văd cum sunteți, ce faceți, cum vă simțiți. Era foarte slăbită, efectiv nu putea să se ridice de pe pat. Părul îi căzuse, era cu o grămadă de tuburi la nivelul abdomenului și așa. Și am spus, vă rog să-mi permiteți la un moment dat să mă și rog pentru dumneavoastră și să vă binecuvântez. Eu cred că Dumnezeu vă mai dă zile și cred că puterea Lui de a vă vindeca există, este mare și cred din toată inima că Dumnezeu are un plan cu dumneavoastră. Și cu foarte mare reținere, pentru că oarecum toți ochii din salon erau îndreptați spre mine, am început să mă rog pentru ea, am și pus mâna pe ea și am zis, Doamne, voia Ta să se facă, eu mă rog. Și efectiv, ca și cum n-am mai fost nimeni acolo, am venit, am închis ochii și am venit înaintea lui Dumnezeu și m-am rugat pentru ea și am zis, Doamne, în sinea mea, dacă este într-adevăr să-i mai dai zile, știu că Tu o vei atinge acum. Și, bineînțeles, am urmărit cazul în timp, ea și-a revenit, neașteptat de bine, bineînțeles am mai avut probleme pe parcurs, dar trăiește și în ziua de astăzi și a fost una dintre experiențele mele cu Dumnezeu în care am văzut puterea Lui vindecătoare și efectiv nevoia de a ieși din zona de confort și de a face un gest care îmi era incomod, care în ziua de astăzi nu știu cât îl mai fac și am văzut rezultatul. Și adevărul este că de foarte multe ori
în mod obiectiv vorbind, ne uităm la noi înșine și vedem că poate nu avem abilitățile neapărat pe care credem sau considerăm că ar trebui să le avem. Și aici e și o discuție legată de ce pretinde lumea și ce pretinde de fapt Dumnezeu. Pentru că, Davio, dacă ne uităm la tine, o femeie simplă, o femeie despre care tu te descrii pe tine însăți ca fiind o femeie simplă care poate nici nu știe pronunța anumite cuvinte și totuși, dar și asta e o hai să zicem, o chestiune obiectivă. Și totuși Dumnezeu ia disponibilitatea noastră și o folosește. Exact. Despre asta e vorba. Și da, cred că uneori avem nevoie să fim smerite și să vedem că nu putem să facem noi prin capacitățile și puterea noastră. Și eu mărturisesc că în mai orice context și orice emisiune mă simt, apropo de ce simte un introvertit, dar mereu mă gândesc pentru că dacă ar fi să fac pentru mine, poate că ar fi mai simplu, dar când îmi dau seama că scopul este mult mai înalt, eu nu pot să îndeplinesc acel scop înalt fără cineva mult mai înalt care să mă abiliteze. Și mi-am notat aici, mi-am plăcut foarte mult de asta, că e nevoie de ceva mai mult decât efortul uman. Da. Așa este, Adelina. Dacă îmi permiți, doar scurt vreau să spun și eu că la întrebarea pe care ai pus-o, că da, de multe ori a fost în timpul lucrării până acum, mai ales la început de drum, în care spuneam mereu, Doamne, eu nu mai vreau să fac nimic, eu nu mai vreau, de ce trebuie să fac și eu asta? Și cred că foarte multe dintre noi trecem pe acolo, da, în mod constant. Da, așa e. Și eram la al doilea grup, în care se formase 11 tinere necăsătorite, și toate la facultate. Când am auzit că toate sunt la facultate, m-a apucat așa o teamă. M-am dus acasă, am plâns și am zis, Doamne, ce vrei cu mine? De ce m-ai băgat aici? Am plâns înaintea Domnului și am zis, a, nu nimic. Pe când mă duc săptămâna viitoare să ne întâlnim la grup, o să mă duc la lidera mea și o rog să vină ea să facă acest grup. Eu nu mă duc, astea sunt toate cu facultate, eu nu mă duc, Doamne. M-am dus la ea înainte să plec la grup și ea m-a ascultat și mi-a văzut temerile și cum plângeam. Zice, știi ceva? Hai să ne rugăm. Ne rugăm și tu te duci la grup că este lucrarea ta și eu zice, rămân să mă rog în continuare și hai să vezi că Domnul va lucra. Și ce vreau să specific aici este că nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată să îți ia Dumnezeu gura. Mie nu numai odată, de N ori prin Duhul Sfânt îmi lua gura și vorbea prin mine. Și mă uimeam și mergeam atât de bucuroasă. Am plecat de la grupul ăla, mulțumind, plângând pe drum Domnului, că cum a putut El să mă folosească pe mine? Și eu cred că dintre voi trei a fost cea mai copleșită de emoții și se comportă de parcă a mai fost la nu știu câte emisiune. Exact. Mi-a trecut puțin emoții. Aș vrea Domnului să ne întoarcem la această istorie frumoasă voastră și să vedem, Paula, cum ai ajuns tu să te implici și de ce ai rămas după prima ta experiență, ai rămas alături de Vio în lucrarea asta. Da. M-am alăturat lucrării, de fapt am început să frecventez și eu un grup, Partenera Creativă, în anul întâi de facultate, asta fiind în 2006, la insistențele unei prietene, genul ăla de prietenă pe care n-ai cum să o refuzi. Nu scade ea. Exact. Și ea făcuse deja grupul și de-a lungul lucrării l-a făcut de vreo 7 ori. Deci o fată foarte faină. Și gândul meu a fost, lasă-mă acum că în sfârșit am început și eu facultatea, vreau să mă axez, să învăț, să mă duc în practică, să-mi văd eu de carieră și așa mai departe. Și așa cum am spus, n-am putut să refuz și am intrat astfel într-un grup Partenera Creativă. Bineînțeles că niciodată n-am regretat. L-am făcut și eu de două ori la interval de vreo 2 ani. Și cum am rămas, am simțit nevoia de continuitate. Deci, practic, cursul acesta durează aproximativ 3 luni. Întâlnirile erau săptămânale.
Bineînțeles că abia așteptam să ne întâlnim de la o săptămână la alta. Grupul pe care l-am format cu celelalte cursante a fost foarte benefic pentru mine. Relațiile au devenit din ce în ce mai strânse și am descoperit o comunitate de fete extrem de benefică pentru mine în perioada respectivă și am simțit nevoia de continuitate și am întrebat, nu există și altă carte, nu există nivelul 2, sau așa, tot puneam întrebări. Și cum nu a existat, am zis ok, atunci rămân alături de cele pe care le cunosc, bineînțeles și alături de sora Viorica și am găsit acolo dragoste de Dumnezeu. Deci o dragoste autentică de Dumnezeu, o implicare activă în lucrarea lui Dumnezeu, relații în dinamică cu Dumnezeu, zilnic și în fiecare aspect al vieții și am zis, wow, și eu vreau așa ceva. Ok, am crescut într-un mediu creștin, m-am născut într-o familie creștină, am frecventat biserica, m-am botezat, cum să zic, eram foarte familiarizată cu ce înseamnă o viață creștină, părinții mei m-au învățat tot ceea ce trebuia despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Dumnezeu, am ajuns să fac și actul botezului, însă la un moment dat, știi, trebuie să existe în viața fiecărui om momentul acela în care își dă seama că toate, nici nu știu cum să mă exprim, toate ritualurile acestea creștine care se fac, la un moment dat sunt numai de bifat. Merg acolo, am mers la biserică, am spus poezia, am cântat, m-am mai implicat într-o acțiune caritabilă. În general e ok, relația mea cu Dumnezeu e în regulă. Și totuși, dacă vrei mai mult, la un moment dat există acel punct în viața ta spirituală în care Dumnezeu îți arată un alt nivel, un nivel profund al relației cu El, în care în dinamică, în fiecare dimineață te întâlnești cu El și îți trăiești viața, îți trăiești ziua, îți trăiești fiecare domeniu al vieții, bazându-te pe El, fiind în dependență de El, sfătuindu-te cu El în fiecare moment, întrebându-L natural, Doamne, ce să fac acum? Și pur și simplu aștepți ca El să îți deschidă uși, să îți ofere circumstanțe favorabile într-o direcție sau alta. Pur și simplu o călăuzire continuă, să faci disciplinele spirituale din dragoste pentru El. Deci, ca, cum să spun, este un răspuns al dragostei tale la dragostea Lui. Este ceva foarte intim, ceva foarte profund pe care nu poți să-l înțelegi decât atunci când îl experimentezi. Și am vrut și eu acest lucru și am găsit acolo acest lucru și de aceea am rămas. Aș vrea să pun o întrebare bazat pe ce tocmai ne-ai povestit tu, Paula, și pe experiența ta. În viața de credință autentică, cât de importantă este și cât de mult cântărește dorința după sfințire? Că mie mi se pare că asta văd în tine, apropo, în bucățica ta de istorie frumoasă legată de lucrarea asta. Pentru că dacă n-ai fi avut dorința aia, nu știu dacă ai fi continuat și ai fi perseverat. Și atunci, ca să mutăm iarăși un pic discuția în planul vieții de zi cu zi, dacă spunem că suntem credincioase, cât de mult contează să căutăm acele contexte care să sporească cumva sfințirea noastră? Eu cred că dorința de sfințire, după sfințire, este unul dintre semnele creștinului autentic. Deci în momentul în care ai luat decizia să-L urmezi pe Dumnezeu, să-I te închini Lui, să-L faci Domnul vieții tale, ai declarat asta și prin semnul din actul botezului, da, în apă, botezul în apă, totul începe acolo, nu se sfârșește acolo. Deci urmează o viață extrem de grea pe partea spirituală, pentru că în fiecare dimineață lupta se reia, deci totul e de la capăt și este cu adevărat o luptă de la nivel de gând până la nivel de faptă, în binele pe care trebuie să-l faci și răul care se ține după tine. Și dorința ta autentică este să faci voia lui Dumnezeu
să îl slăvești, să îl glorifici prin ceea ce ești, prin ceea ce faci, prin modul tău de trăire, de umblare, și pur și simplu e ca și într-o relație de dragoste, când îl iubești autentic pe Dumnezeu, când ai o relație sinceră cu El, nu se poate să nu îți dorești prezența Lui. Deci la un moment dat am ajuns să pierd, îmi place să spun, intram în atemporal cu Dumnezeu. Începeam timpul devoțional și mergeam și nu știam când au trecut 3 ore, de exemplu. Și îți place, acolo te încarci, acolo te descarci, acolo primești călăuzire, acolo primești pace când nu știi încotro să o iei, acolo găsești răspunsuri, acolo vorbești efectiv cu Dumnezeu. Și totuși e atât de ușor să devenim comozi. Da. Pentru că ai dat exemplul ăsta de ce nu e suficient doar ritualul. Da. Și ritualul are scopul și sensul lui, este nevoie de o bună rânduială, nu-i așa? Da, cu siguranță. Și totuși, de ce nu e suficient? De ce ar trebui să ne dorim mai mult? Cum să ne ferim de asta e comoditate? Chestiunea, că este o chestiune superficială și cumva, dacă bifăm, cumva conștiința noastră este împăcată. Da, am bifat, cumva i-am dat socoteala lui Dumnezeu, i-am dat ce e a lui, acum mă ocup de ale mele. Dar nu e așa, lucrurile se întrepătrund. Nu poți să desparți viața de zi cu zi, cotidianul pe care îl ai în celelalte domenii de viață, de viața spirituală, de aspectul duhovnicesc. Este o chestiune care este 2 în 1. Sunt 2 părți care se întrepătrund. Și sfințenia și sfințirea nu înseamnă să nu păcătuiești, nu înseamnă să ai o viață neprihănită, să nu faci nicio greșeală, să fii extrem de evlavios, nici vorbă, pentru că greșim. Ci greșeala și păcatul să fie o excepție în viața ta și nu un stil de viață. Și bineînțeles, în momentul în care greșești, să dai ascultare Duhului Sfânt, care bineînțeles că îți vorbește, să vii să te căiești în secunda 2, să-ți ceri iertare, să primești iertarea Domnului prin jertfa Domnului Iisus Hristos și să te ridici și să mergi înainte. De 7 ori cazi, de 7 ori te ridici. Deci aceea este procesul de sfințire progresivă în care intrăm din momentul ce ne-am născut din nou, așa, și practic maturizarea spirituală continuă la care suntem chemați ca și creștini. Mi-a citit gândurile, pentru că cred că de foarte multe ori, cel puțin în cultura noastră, când ne gândim la sfințire sau la ideea de a fi sfânt, avem o anumită imagine și interpretare culturală eronată. Și eronată de altfel, pentru că sfânt este egal cu fie ceva perfect, fie ceva deosebit de toți ceilalți. Pe când nu la asta ne cheamă Hristos. Și mi-am amintit de ce zice Pavel în Evrei: urmăriți cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu-l va vedea pe Domnul. Dumnezeu. Exact, dar e exact o chestie continuă. Urmăriți. Exact. Nu zice fiți perfect sau în fiecare zi trebuie să fiți perfect ca să ajungeți să-L vedeți pe Domnul. Da. Cred și eu că mai ales la noi într-un mediu evanghelic. De multe ori avem eronat traducerea sfânt fără păcat. Ori ar veni mai degrabă sfânt, adică pus deoparte. Pentru că suntem puși deoparte, sfințiți prin sângele lui Iisus Hristos și asta ne face sfinți, sângele Lui. Și automat, dacă ar fi fost să mă fi întrebat în urmă cu câțiva ani, tu te vezi sfântă, Deni? Mi s-ar fi părut că, vai, dar cum să îndrăznesc să zic că da? Nu! Și astăzi spun da, sunt. Da, și uite, vezi, apropo, chiar avusesem o discuție cu câteva fete dintr-un grup mic pe începutul salutul și prezentarea lui Pavel din Efeseni. Și am stat acolo și am tot vorbit, pentru că Pavel cum zice? Către eu sunt apostol către sfinții. Nu către cei care vor fi sfinți, s-ar putea să fie sfinți, de care unii sunt sfinți, nu, către sfinții și credincioșii. Da, și Dumnezeu nu are de-a lungul istoriei, n-a avut de-a lungul istoriei niște standarde sau niște definiții diferite pentru sfințenie. Chiar terminasem Levitic de studiat și acolo se repetă de nenumărate ori: fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Atunci reglementează Dumnezeu religia poporului Israel, le dă poruncile și așa mai departe și de nenumărate ori le cere: fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și zicem, ok, aia a fost în Vechiul Testament, le-a cerut ceva imposibil, oricum tot sistemul ăla de jertfe era pur și simplu, ți se pare oricum imposibil. Dar lucrurile se reiau în Noul Testament, în 1 Petru 1. Exact aceeași idee. Exact, Petru reia. Este scris, fiți sfinți că eu sunt sfânt, urmăriți sfințenia. Și
chiar Dumnezeu nu are standarde diferite pentru sfințenie. Și chiar dimineață, când aveam timpul devoțional cu Dumnezeu, am citit Psalmul 16 și în versetul 3 scrie: sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea, spune David, și oamenii evlavioși sunt cei pe care îi caut. Și practic în cadrul lucrării Partenera Creativă am găsit astfel de oameni și așa am cunoscut-o și pe Denisa și alte fete tinere care, în loc să caute plăcerile lumii, au căutat sfințirea, au căutat prezența lui Dumnezeu, au căutat să se implice în lucrare și au avut o relație foarte frumoasă cu Dumnezeu. Am învățat de la ele, mi-am dorit ce au ele, le-am întrebat: voi cum faceți să aveți astfel de viață, să fiți așa îndrăgostite de Dumnezeu? Deci știi cum e? Când ești îndrăgostit, se vede pe fața ta, deci așa se citește. Radiezi. Deci radiezi și fizic, într-o relație fizică, dar și în relația cu Dumnezeu. Ești plin de entuziasm, ești plin de dorința de a face: Doamne, hai, e o aventură fiecare zi până la urmă. Și ca o paranteză rapidă, acel fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, cred că este esența și frumusețea creștinismului, pentru că Dumnezeu ne invită la... sau nu ne obligă sau nu ne condiționează să avem noi o viață perfectă, ci ne dă pe acel unul care singurul poate să fie sfânt, fără pată, fără prihană și care ne poate reprezenta pe noi. Și atunci noi tot ce trebuie să facem este să ne dorim să devenim tot mai asemenea lui, caracterului lui. Dar aș vrea, sunt foarte curioasă, pentru că Paula ne-a povestit un pic despre bucățica ta de istorie frumoasă, ai venit pe lângă Vio, Denisa, a venit și tu la un moment dat și apoi a continuat înspre alte grupuri. De multe ori, inevitabil se naște comparația și odată comparația vine competitivitatea și sunt curioasă dacă voi v-ați lovit la un dat sau altul de aspectele astea, fie că le-ați văzut în jurul vostru, fie că voi v-ați confruntat cu ele, pentru că despre ce vorbiți voi aici apare o armonie deplină și perfectă, dar cred că vine și ispita la un moment dat, pentru că cred că în mod natural, și sunt curioasă cum a fost și pentru tine, Vio, de-a lungul experienței, pentru că în mod natural ne comparăm și întotdeauna va fi cineva care va fi mai bun decât noi, va avea un grup mai bun decât al nostru, va vorbi mai frumos decât noi, sau întotdeauna vor fi și alții care vor vorbi mai puțin frumos decât noi, sau poate nu vor fi, nu vor avea cea mai, nu știu, armonioasă familie sau armonioasă lucrare, și atunci mereu vom avea mai puțin sau mai mult și poate părea invidia sau mândria, una din cele două. Și sunt curioasă cum ați navigat voi lucrurile astea firești, omenești. Ce vreau să spun la ce întreb tu, Adelina? Eu cred că pe mine m-a ajutat foarte mult faptul că nu mă văd o persoană în stare de așa ceva, doar că Dumnezeu o face prin mine. Și faptul ăsta pe mine m-a ajutat enorm de mult să nu mă compar niciodată cu nimeni, ci din contră să mă rog pentru fiecare soră care este în lucrare pusă. Știu că fiecare... femeie care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu are lucrarea ei. Și atunci am zis: Doamne, niciodată te rog să nu lași peste mine duhul de mândrie sau de comparație sau să judec pe cineva. Fiecare va da seama înaintea Domnului cum își face lucrarea. Apoi, ce m-a mai ținut departe de aceste lucruri, și mulțumesc lui Dumnezeu, este faptul că de când am început această lucrare, au venit alte încercări peste viața mea, care continuă încă. Și cred că acolo, în acele încercări, nu numai faptul că m-a ținut departe de asta, ci am văzut că Dumnezeu, prin tot ce mi se întâmpla în acele încercări, de la începutul lucrării până astăzi, m-a făcut să înțeleg că, de fapt, toate au fost pentru binele meu. Adică am ajutat pe mine să am ce spune femeilor și fetelor, pentru că Dumnezeu așa m-a ajutat să mă fac foarte vulnerabilă. Este un risc, este un mare risc, dar iarăși m-a învățat Duhul Domnului să mă rog ca Dumnezeu să-și apere lucrarea Lui și să mă apere și pe mine. Și atunci am zis: Doamne, indiferent ce risc va fi, nu-i nimic, Tu ești în control la toate, Tu mă cunoști, Tu mă știi,
asta sunt, eu merg înainte cu tine. Și cred că astea toate vor ajuta enorm de mult. Ce mult mi-a plăcut ce ai zis mai înainte, mi-am amintit de o vorbă de a unui bun prieten de-al meu, părinte catolic este el, și în amna zice asta, că nu noi trebuie să apărăm credința, ci credința ne apără pe noi. Inclusiv în situațiile astea de vulnerabilitate. Da, cât adevăr. Da. Vreau să mă întorc un pic înapoi și la experiența voastră. Unde ați văzut voi în lucrurile astea care sunt așa omenești, firești, de-a lungul experienței? Raportat la partenera, la lucrarea unde noi, de fapt, ne-am închegat prietenia, sincer, aici, în cadrul lucrării partenera, n-am avut niciodată sentimentul ăsta. L-am avut pe alte linii. Aici nu, pentru că, nu știu, Dumnezeu efectiv așa a făcut că față de Vio n-am ce, că vorba aia e mamă spirituală pentru mine și deci nu are loc așa ceva. Iar față de Paula e sora mea nu doar în Hristos, parcă ar fi sora mea de corp. Și avem așa poziții diferite, mă refer ca și vârstă, suntem pe linii diferite și mereu am simțit completare. În schimb, am avut ispita asta pe alte linii și mai ales pornind de la comparație cu alții care au posibilități mai mari, financiare, să zicem, că ar putea să facă și face bine și eu n-aș putea din această prismă. Dar în momentul în care deja ajungi la o maturitate în Hristos, ai experiențe personale, astea te țin, că teoria e frumos. Știm toți, dar în momentul în care ai experiențe personale, atunci ele devin pietrele alea stânca pe care stai. Și am ajuns la concluzia clară că eu, dacă încep cu comparația și s-o las să se dezvolte în mintea mea, deja știu că mă duc pe un teren mlăștinos. Mulțumesc Domnului pentru soțul meu, care într-adevăr pentru mine este preotul, în casa mea primul preot este el, și mă sfătuiește, mă vede, eu mă văd și atunci cer ajutor. Nu sunt bine, am zile în care efectiv pe linia asta, dacă rămân acolo, îmi dau seama că așa de mult îmi schimbă perspectiva, este așa o plasă asta cu comparația și noi femeile parcă am cădea mai ușor în ea. Pentru că așa suntem noi făcute, să analizăm mai mult partea de vizibilă. Și am decis să nu mă mai las acolo, pentru că am văzut că Dumnezeu, ori de câte ori nu erau toate condițiile împlinite, atunci El își arată slava și gloria. Mai mult decât dacă erau toate. Și cred că aici este, până la urmă, un pic așa din testul nostru de credință, pentru că e, cred că, normal să ne dorim să facem mai mult. E normal să ne dorim să avem, poate, ai dat exemplul resurselor financiare, să ne dorim să avem mai multe resurse financiare ca să putem să facem lucruri mai mari și mai frumoase și pentru mai multe lume. Da, aici și eu am greșit la partea financiară și zicea și eu de multe ori, Doamne, dar ce bine le merge la cutare și eu nici atât sau atât recunosc aici, da, dar m-am referit la partea cu lucrarea prima dată. Paula, ce ai vrea să adaugi? Tot așa, în lucrarea partenera creativă, de-a lungul timpului, deci din 2005 în care am intrat și până în prezent, nu am simțit competitivitate în lucrare. Ce am văzut încă de la început a fost complementaritate și faptul că ne completam una pe cealaltă în orice ne implicam. Deci n-am văzut competitivitate, am văzut complementaritate. Și fiecare venea cu darul ei. În 1 Corinteni 12 scrie, sunt felurite daruri, sunt felurite slujbe, sunt felurite lucrări date de Duhul Sfânt, de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, și fiecare vine cu aptitudinile ei, cu darurile ei, cu competențele ei, cu viziunea ei, dar într-un mod în care să completeze. Uite, eu aș putea face asta. Și mi-aduc aminte de prima întâlnire anuală care am făcut-o. Și am zis, ar fi frumos la sfârșit să dăm câte un cadouaj invitatelor. Nu știu câte ne-am strâns, vreo 50. Deci întâlnirile anuale la început, bineînțeles, au fost un număr restrâns de femei. Și una dintre prietenele mele zicea, ok, mă ocup eu de asta, o să dau o revistă. Era una dintre revistele creștine care circulau la momentul respectiv. Și lasă că mă ocup eu de asta.
Și când era să le așeze pe masă, acolo unde, de unde se ia fiecare la final, zice, nu le las așa, vreau să le îndoi, să fie casulurile și să le leg foarte frumos cu o fundiță. Și m-am uitat la ea și am zis, ce rost are să pierzi vremea făcând chestia asta, pentru că nu contează așa mult. Din punctul meu de vedere, nu conta așa de mult, plus că puteai să faci altceva cu timpul ăla, să ajungi în altă parte. Nu, ea a vrut să facă lucrul ăsta și a stat acolo frumos și le-a dus până la capăt și, într-adevăr, aspectul a fost mult, mult mai frumos. Și am zis, măi, câtă dăruire într-un... într-o părticică în care îi zice că chiar nu contează acum dacă îi sul sau dacă îi așa cum e. Și am văzut dăruirea asta și dorința asta de implicare în lucrurile foarte, foarte mărunte. Ai zice că nu contează, dar până la urmă și aspectul și designul la orice părticică și contează. Ce interesantă e ideea asta de faptul că te poți complementa. Da. Chiar da. Dacă, din ce ne-ați povestit, femeile de-a lungul timpului au fost foarte diferite, din categorii diferite, cu studii diferite, vârste diferite și te gândești, păi cum poate funcționa? Dar cred că aici ține și de disponibilitatea și deschiderea inimii. Nu mai avem foarte mult timp, dar vreau să încheiem cu povestea Denisei, să vedem cum a lucrat Dumnezeu în viața ta și cum te-a dus împreună cu aceste doamne. Lucrarea partenera creativă era deja de ani buni. Și la un moment dat, eu auzind despre ea, mă gândeam, cum se poate să fie în orașul în care eu sunt așa o lucrare și eu habar nu am de ea. Efectiv, în biserica unde eu eram parte, Vio avusese un grup, dar era deja încheiat, trecuse un an, grup în care eu n-am fost. Și eu eram într-o etapă de viață căsătorită, cu copii undeva de școală deja și simțeam nevoia să ridic un pic nivelul legat de viața mea de femeie creștină, căsătorită, mamă. Aveam nevoie de o viziune nouă, simțeam nevoia de altă etapă. Și auzind de lucrare, o prietenă m-a chemat la o întâlnire anuală. Și atunci am zis, ok, dacă Domnul mă ajută și pot, mă duc. Mi s-a părut atât de frumos, așa am luat eu contact prima dată. Ca o simplă participantă din exterior, am simțit o părtășie cu surorile de acolo, de parcă ne-am fi știut de multă vreme, ascultând mărturia Vioricăi, am zis în inima mea, extraordinar, și eu vreau să mă implic. Adică dacă eram întrebată, ai vrea să faci ceva? Categoric da, dar nu știam ce. Și atunci, prima dată îmi venea în minte că aia nu, că aia nu. Știi mai repede ce nu, nu ce da. Și auzind mărturia, am zis, fantastic, văzând atâtea femei, acolo am înțeles că de fapt s-au adus unele pe altele, de fapt Duhul Sfânt le-a adus și am zis, ce lucru extraordinar, care este din tipare? Pentru că normalul ar fi o conferință, știi cine vine, cât durează, invitat, așa, lucruri mult mai dichisite, cumva omenește, pregătite, ori aici am simțit că Dumnezeu este punctul central, am simțit rugăciunile vii, adică am simțit ce aveam eu nevoie cumva mai altceva decât contextul de programe de duminică. Și chiar dacă la biserică eram implicată în școala duminicală, aveam nevoie de ceva legat de inima mea de soție, inima mea de mamă. Și am zis, vreau să o chem la noi la biserică și să începem acolo un grup. Unele prietene când m-au auzit, dar nu te înțeleg, tu ești căsătorită deja de mulți ani, ce treabă ai tu cu asta? Adică putem să cădem chiar în gândurile astea, dacă ești de multă vreme, da, care-i faza? Deja le cam știi pe toate, nu-i așa? Ori cred că dacă din punct de vedere medical avem nevoie de educație medicală continuă, indiferent de nivelul unde ai ajuns, cu atât mai mult duhovnicește. Avem nevoie de educație duhovnicească, de creștere, de hrană. De acea sfințire despre care vorbeam mai devreme. De acea sfințire, exact. Și cumva la noi, în cadrul femeilor, vine pe o linie, avem noi inima îndreptată spre anumite aspecte, și ca și bucurii și victorii, dar și ca și frângeri. Și dacă Pavel dă acolo sfat în Tit, ca femeile să se învețe unele pe altele, sigur că e atâta nevoie și astăzi, cu atât mai actual.
Și așa am ajuns eu să-mi doresc, am invitat-o, am început un grup, iar eu eram participantă în grup pentru prima dată, dar în același timp Dumnezeu mi-a creat un context să fiu mult mai aproape de Vio, să o aduc. Am fost impresionată de unde o aduc și unde o duc, pentru că atâtea grupuri însemnau întâlniri săptămânal, că dacă fiecare grup avea întâlnire săptămânală, ea avea în desfășurare mai multe grupuri deodată, însemnând măcar 3 sau 4 întâlniri săptămânal. Și când am văzut eu unde o duc cu mașina, am zis că Doamne, adică pentru mine a fost, mi s-au spart granițele minții mele, a așteptărilor, a unei cutii de fapt. Și am rămas prietene bune chiar după finalizarea grupului. Apoi am rămas parte din bordul de organizare a întâlnirilor anuale. Am cunoscut-o așa pe Paula și uite așa Tatăl nostru ceresc. Și istoria voastră frumoasă continuă, da. Și poate că vom continua și discuția asta la un moment dat despre această istorie pe care Dumnezeu o spie în viețile voastre și împreună cu voi și într-o altă ocazie. Dar mulțumesc frumos pentru că ați fost aici și ați împărtășit despre povestea voastră și despre ceea ce Dumnezeu face în viețile noastre și sper că asta a prins niște beculețe și în mintea și inima unora dintre cele care ne urmăresc chiar acum. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici. Cu și noi mulțumim, drag, cu drag. Vă mulțumesc și vouă că ați stat cu noi de povești și că ne-ați urmărit și exact cum spuneam. Sper că această discuție, această conversație să vă încurajeze și să vă pună pe gânduri eventual. Până data viitoare când ne vedem, vă încurajez să vă gândiți la acele lucruri pe care poate că știți că e vremea să le faceți, poate acele locuri în care știți că e vremea să vă implicați, dar încă nu vă simțiți capabile sau pregătite. Dați-vă temă de casă și vedeți în ce direcție vă va călăuzi Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc numai bine!